ne ridicăm în picioare și să urmărim din Evanghelia după Luca, din capitolul 2, versetul 35 până la 42. Evanghelia după Luca, capitolul uh, 12, capitolul 12, de la versetul 35 până la versetul 42, pagina în scriptură 1006. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robe aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robia aceea dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas ar veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi ar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă, găs nu vă gândiți. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, Cine este aici pravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slujile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Amin. Îmi să locurile. În această seară, Uh, iubiți frate și surori, aș vrea să continui uh, uh, gândurile pe care le-am enunțat dimineață. Trăim o perioadă, câteva segmente de istorie tristă acestei națiuni. Pașii rapizi legiferați în națiunea aceasta se îndreaptă cu viteză către nenorocire poarta care s-a deschis săptămâna trecută are pe ea și pe ea vor intra multe, multe lucruri care vor pune în umbră ceea ce înseamnă poporul lui Dumnezeu. Lucrurile acestea le vom vedea la vremea potrivită. Însă mă întreb oare poporul lui Dumnezeu, biserica, în momentele acestea, ce face? ne ațintim privirile în afară, devenim niște analiști politici, ce facem? Când se întâmplă un eveniment de felul acesta, când ceva depășește normalul în care ne-am obișnuit, rutina noastră, ce facem? Aminteam dimineață, apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă și au început să discute despre lucrul acela. În această seară, probabil unul din primele răspunsuri pe care poporul lui Dumnezeu îl are la această întrebare, să îl are la această situație, este să se adune în lăuntru lui și să vorbească despre veghere. Apostolul Petru a simțit că aceste cuvinte pe care le-a rostit Domnul Isus Hristos erau cuvinte destul de adânci. Și în înțelepciunea lui, s-a adresat, Doamne, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Pentru că sunt cuvinte care au de-a face, după cum simt eu, spunea Petru, cu mai mult decât noi, ucenicii tăi. Sunt lucruri care au de-a face cu toată lumea. De aceea în Evanghelia după Marcu, când se vorbește despre veghere, Scriptura spune ce vă spun vouă, spun tuturor. Și ce v-am spus vouă, și care este mesajul pentru voi, care este mesajul vostru și mesajul celorlalți este acesta. Vegheați! Și Domnul să ne ajute la aceasta. Biserica Domnului este chemată în momente ca acestea, în momente de criză morală, care are la baza ei o criză spirituală. Să vegheze! Ce înseamnă vegherea? Vegherea prea nu este pândă. Vegherea nu este urmărire, Vegherea nu este bănuială, vegherea este o responsabilitate bazată pe o relație. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, este o responsabilitate bazată pe o relație. În pilda aceasta, în cuvintele acestea pe care Domnul le spunea, care l-au măcinat, care l-au pătruns pe Apostolul Petru, mă rog ca Domnul să lase aceste cuvinte să o pătrundă pe fiecare. Aceste cuvinte au scos în evidență faptul că robul și stăpânul aveau o relație bună și aveau o relație nu doar de uh, amiciție, de prietenie. Era o relație care a trecut de la hai și bai, era o relație care a trecut de la o întâlnire ocazională, era o relație care avea în conținutul ei încredere. De aceea stăpânul când a plecat i-a încredințat avuțiile. Aș vrea să vă întreb, cui lăsați cheia casei când plecați de acasă? Mergeți la cel mai necunoscut vecin? Cui lăsați cheia casei când plecați pentru o perioadă mai îndelungă? Cine știe particularitățile dumneavoastră? Cui încredințați ceva de încredere din ce aveți? Unui om care a arătat încredere. Prea când Dumnezeu a ales biserica, și ne-a încredințat valorile împărăției. Dumnezeu le-a încredințat în baza unei relații de încredere. Vreau să spun ceva, ascultă-mă bine. Dumnezeu are încredere în tine. Că va, vei vegea și vei face ce va trebui. Și în această seară ești chemat ca să nu trădezi încrederea lui Dumnezeu. Atunci când urmărim sensul pildei și vorbim despre veghere, vorbim despre o veghere care este limitată în timp, până va veni stăpânul, până va veni stăpânul. Însă până va veni stăpânul înapoi, slujitorul, robul, trebuie să dea dovadă de vigilență în toate direcțiile, în toate domeniile vieții. În tot ce înseamnă activitatea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o, vegheria prea iubiților, este limitată în timp. Începe cu încredințarea slujbei dată de stăpân și sfârșește odată cu revenirea stăpânului. Va trebui să veghem și vegherea noastră se sfârșește când va veni Domnul să ne ia în împărăția Lui. Se va sfârși vegherea, dar până va veni Domnul, până ne vom întâlni cu Domnul, responsabilitatea unui credincios este o veghere în responsabilitate. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, în capitolul 24, versetul 45, i-a pus stăpânul, stăpânul său peste casa slugilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă. Iată că un slujitor are o atribuțiune bine definită. Și slujitorul acesta are atribuțiunea ca să poarte de grijă celor din casă, să-i hrănească la vremea potrivită. Probabil ceilalți muncitori se duceau, ceilalți slujitori se duceau să muncească. Se duceau pe câmpurile stăpânului, își făceau activitățile în curtea lui. Însă slujitorul acesta era dator ca să-i hrănească. Și tot lui era încredințată atribuțiunea ca atunci când stăpânul vine, să deschidă ușa și să uh, își deschidă, să, își primească stăpânul înapoi. Când vorbim despre veghere, prea vegherea nu este o opțiune. Vegherea este o responsabilitate, este o poruncă. Apostolul Pavel spunea, vegheați, fiți tare în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Este o responsabilitate care se transferă într-o poruncă. Toate sferele vieții tale, Trebuie să fie caracterizate de veghere. Acolo unde ești nevegator, acolo unde ai scăpat vigilența, acolo se deschide poarta contaminării și ruinării tale. Ascultați-mă bine. Toate domeniile vieții, în toate domeniile vieții, e nevoie de veghere. Acolo unde vegherea este neadresată, neexercitată, acolo se deschide poarta distrugerii noastre. În această seară aș dori să subliniez trei lucruri din acest pasaj care să rămână un semnal de alarmă pentru poporul lui Dumnezeu în momente ca acestea, în vremuri ca acestea. Aș vrea să vorbesc despre echiparea, consacrarea și răsplătirea slujitorului pe care l-a lăsat stăpânul să vegheze. Primul lucru, Scriptura vorbește despre o echipare corespunzătoare, o echipare adecvată a slujitorului. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Prea noi trăim într-o societate în care, mai ales unde există o linie de producție foarte, foarte bine pusă la punct, fiecare om are nevoie de un echipament, de o vestimentație. Când vorbim despre viața de credință, citim în cartea Efeseni despre armătura, despre echipamentul unui credincios. În această seară ne vom referi la aceste două elemente vestimentare sau aceste două elemente din echipamentul unui om care rămâne să vegheze. Primul lucru este un mijloc încins și apoi o făclie aprinsă. Când vorbim despre un mijloc încins și făclie aprinsă, în înțelegerea contextului istoric de atunci, înțelegem că omul acela avea tot ce-i trebuia ca să aibă mobilitate și capacitatea de a-și face slujirea. Dumnezeu n-a echipat pe nimeni cu lucruri care să nu-i fie de folos sau nu i-a dat unuia niciodată lucruri mai puține decât are nevoie. Când Dumnezeu te-a chemat la o slujire, când Dumnezeu te-a chemat la veghere, Ți-a pus, ți pus tot ceea ce ai nevoie la dispoziție. În această seară aș dori să observați că aceste două elemente, un mijloc încins și o făclie aprinsă, era tot ceea ce avea nevoie un slujitor ca să poată să rămână vigilent până la venirea stăpânului său și să facă ceea ce trebuie în tot timpul acesta. În vechime, și probabil mulți dintre dumneavoastră aveți amintirea aceea când oamenii mergeau să lucre la câmp, se legau cu ceva la mijloc. Mi-aduc aminte de oamenii mai în vârstă din localitatea unde am crescut, aveau, unii dintre ei, îmi plăcea foarte mult, aveau un, nu era o, doar o curea, era un fel de chimir, ceva glat așa, și îl înfășurau de vreo două, trei ori, când l-am văzut atât de pe unul cum s-a înfășurat, am crezut că se înfașă înapoi, ca atunci când era copil. L-a pus de câteva ori în jurul lui. Pentru că un om care depune un efort Partea aceasta a corpului este partea mai sensibilă și partea totodată mai mobilă. Și atunci e nevoie de un sprijin care omul nu-l are și atunci e nevoie de un echipament. Și când Scriptura spune mijlocul să vă fie încins, asta înseamnă că un vegheator trebuie să aibă mijlocul încins ca să aibă echilibru și balanță. Viața de credință, viața de veghere îți cere mijlocul încins. Și Scriptura vorbește când uh, despre uh, uh, plecarea poporului din Egipt, în termenii următori, când îl veți mânca, să aveți ce? Mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână. Iată că un om care se pornește la călătorie, ceea ce Dumnezeu cerea, era un mijloc încins, înainte de a pleca mai departe. Mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne ajute să ne încingem mijlocul în această seară. Poporul lui Dumnezeu a învățat confortul. Ce se întâmplă când obosești? Ce faci prima dată când te duci în mașină după ce ai predicat? Desfaci cămașa și cravata. Te simți lejer. Ce a făcut Apostolul Petru când a ajuns în închisoare? A venit îngerul și uh, l-a trezit și a spus: uh, strângeți încălțămintea la picioare. Există noi tendința de a ne conforta. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze biserica în această seară. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbea în cartea Efeseni. Să aveți mijlocul încins cu adevărul, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Adevărul a început să devină foarte confortabil. Oamenii au început să, să, se relaxeze. Oamenii au început, biserica a început să învețe alternative. Mă rog în această seară, adevărul venit de la Dumnezeu să stăpânească în casele noastre, să stăpânească în poporul lui Dumnezeu. E timpul când biserica să, trebuie să se încingă cu adevărul lui Dumnezeu. Atunci când tace și nu e încinsă, pierde, pierde. Prea aș vrea să vă spun că Aplicarea practică a acestui cuvânt în viața unui credincios, în viața unui tată, a unei mame, în viața unui credincios, în societate, este vizibilă. Omul care are, este încins la coapsele minții lui, cu adevărul, este cunoscut. Și mă rog ca Biserica lui Dumnezeu să iasă în lumea aceasta, încinsă cu adevărul. Este ceea ce trebuie să ții minte adevărul și încingerea ta cu adevărul trebuie să te reprezinte. Prea adevărul în Scriptură lăsat acasă. Adevărul predicat de alții la biserică, adevărul proclamat de părinți, nu te ajută. Adevărul trebuie să fie parte din tine. Omul care se încinge cu adevărul încingătoarea nu-l părăsește niciodată. Omul care iubește adevărul lui Dumnezeu îl păstrează la școală, îl păstrează la serviciu, îl păstrează în călătoria în care nu-l cunoaște nimeni și îl păstrează în familia lui. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să ne încingem cu adevărul. Este parte din echipamentul credinciosului care așteaptă. Nu numai aceasta, dar stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul și făcliile aprinse, făcliile aprinse. Una din, unul din simbolurile Duhului Sfânt la ziua de Rusalei, ce era? Niște limbi ca de foc. Înainte de a pleca în misiune, înainte de a pleca mai departe, Domnul n-a uitat să lase acest semn. O, oh, aș vrea să vă întreb în această zi, oare la câți dintre noi fostele noastre făclii mai fumegă? Și am o veste bună și pentru cei care o făclii mai fumegă. Spune cuvântul Domnului prin Vechiul Testament, prin gura profetului, că fitilul care mai fumegă, Domnul nu-l stinge. Mă rog ca Domnul să pună o flacără proaspătă peste noi. Când eram copii mici, locuiam în zonele acelea și ieșeam noaptea afară, era un obicei al tatălui nostru. Mă iau o lumină cu tine, că nu știi ce se întâmplă vezi pe unde mergi. Ziua te uiți și vezi, dar noaptea nu mai știi că lucrul ăla e acolo. Aș vrea să vă spun că trăim într-o lume țesută de beznă. Este o vale a umbrelor morții. Nu a unor umbre circumstanțiale, a umbrelor morții. Moartea a pătruns în națiunea aceasta. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne aprindă flăclia Evangheliei sale și a călăuzirii sale. Prea iubiților, aș vrea să vă spun că într-o națiune care legiferează păcatele abominabile, există izbândă numele lui Dumnezeu. Dar poporul lui Dumnezeu are nevoie să fie încins cu adevărul și să fie călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Are nevoie de flacăra să fie aprinsă, făclia, să nu fumege, ci să transmită, să aducă o lumină lămuritoare. Un om cu mijlocul încins și cu făclia aprinsă vorbește despre un om care este echipat cum trebuie. Cel de-al doilea element din această seară este consacrarea de plină a slujitorului. Consacrarea de plină a slujitorului. Da, un soldat echipat cum trebuie. Când eram în armată, l-au băgat în, în arest pe un soldat. Ăsta s-a dus în post. Și cine a făcut armata și mai ales gardă știe că atunci când te-ai dus în post trebuie să ai tot echipamentul. Dar singurul lucru care s-a întâmplat, l-au găsit dormind în foișor. A avut tot armamentul, a avut toate gloanțele, a avut baionet, a avut tot, 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 tot ce a trebuit. Le-a avut pe el însă a lipsit consacrarea lui. Prea iubiților, aș vrea să vă spun că, așa spunea fratele Iosif mai devreme, că dacă nu s-ar mai predica deloc, ar fi suficientă învățătură și cred. Însă aș vrea să vă spun că e un capitol la care suferim, capitolul consacrării. Știți care e unul din simțămintele unui credincios? Este că după ce a pornit la drum, este o fază în reacția noastră umană. După ce am pornit la consacrare, este o fază de uh, uh, recul. Se numește un reflux. Și se întâlnește în viața ta de credință, îl întâlnești în viața ta de familie, îl întâlnești în toate lucrurile în care te, te introduci și începi să acționezi. Este un recul. Te-ai dus la început și după care parcă te simți, la ce m-am băgat eu în treaba asta? Ce mi-a trebuit? Alții se întreabă așa despre căsătorie, alții se întreabă despre pocăință, alții se întreabă despre toate lucrurile. Este o normalitate, o reacție a vieții noastre. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește aici despre potențiala dezamăgire a unui slujitor, spunându-ne în felul următor: Cine este ispravnicul credincios și înțelept, pe care îl va pune stăpânul său peste slujile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită. Ferice de robul acela pe care stăpânul lui, stăpânul la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Preaibiților, aș vrea să vorbesc aici, în această zi, acum, la capitolul consacrare, despre două tipuri de slujitori. O categorie de slujitori care au rămas și au slujit în cinci și cu făclia la îndemână și o categorie de slujitori care și-au permis să se întâlnească cu prietenii, să bea, să mănânce și să se comporte cum s-au comportat. Modul în care, în care slujești Influențează sau împovărează pe cei din jur? Ascultați-mă bine. Modul în care noi slujim influențează în bine sau împovărează pe cei din jurul nostru. Nu există alte variante. Slujirea ta poate fi o slujire binecuvântată. Participarea ta la repetiții poate fi o, o lucrare binecuvântată. Absența ta împovărează. Prezența ta în slujire responsabilă e o binecuvântare, încurajează și influențează în pozitiv. Absența ta împovărează. Absența ta împovărează. Când eram copii, ne mai scoteau de la școală să ducem lemnele pe care le aduceau într-o magazie. Și ce se întâmpla? La un moment dat câțiva munceam mai serios și luam lemnul, eram șapte, opt, când ne băgam sub un lemn de la buștean mai lung. Dar erau câțiva dintre ei mai șmeche Și se făceau că țin, dar se lăsau mai în jos așa puțin și nu mai era umărul lor sub lemn. Ce credeți, să făcea lemnul mai ușor? Nu. Dar apăsa pe umerii celorlalți. Aș vrea să vă întreb, există vreunul care împărtășea unei biserici are o slujbă nerelevantă? Poate nu are pe cea care o vrea, dar slujbă nerelevantă nu este. Și în momentul în care slujirea ta nu este îndeplinită, ea este o povară pentru cei din jurul, din jurul tău. Cuvântul lui Dumnezeu Spune în această seară că au fost două categorii de oameni. O categorie care au știut să-și ia responsabilitățile în serios. I-a hrănit pe ceilalți pentru că asta era responsabilitatea lor. S-a dus să le dea mâncarea care le aparținea, porția de mâncare, la timpul potrivit. Și a fost o categorie care au lăsat lucrurile baltă. Am mai atins subiectul acesta și nu vreau să-l fac un subiect care să devină supărător. Dar este un subiect care trebuie supus atenției noastre datorită influențelor celor din jur. Cuvântul lui Dumnezeu ne pune în față cuvântului lui și ne spune, luați seama, deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște înțelepci, ci ca niște înțelepți, adică vegheți, vegheați, fiți vigilenți, fiți atenți, fiți corecți. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți și înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Doamne, ajută-ne la aceasta. Un credincios plin de Duhul lui Dumnezeu este un credincios care, în primul rând, are în el consacrare, are în el dăruire, are în el sacrificiu. Simte că partea lui nu poate fi lăsată nefăcută. Așa s-a întâmplat în absența Stăpânului. Dacă, pilda aceasta, vorbește despre un Stăpân care este dus departe, tot pilda aceasta vorbește despre un Stăpân care știe ce fac robii. Aș vrea să vă spun că stăpânul nostru ne privește, slăvit să fie numele Lui. Și știe cât ești sub povară, cât e consacrarea ta și cât e neconsacrarea ta. Știe cât de sporadic ești și știe cât de consistent ești. Mă rog în această seară, Duhul lui Dumnezeu să te facă un credincios slujitor după voia lui Dumnezeu. De așa ceva are poporul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă veghere. Veghere înseamnă nu observare, veghere nu înseamnă critică, veghere înseamnă să te uiți la tine și să faci ceea ce poți să faci cel mai bine și întotdeauna. În timp ce alții se duceau să bea cu prietenii lor din afară, acesta împărțea hrana celorlalți. De aceea spunea cuvântul lui Dumnezeu, lui Timotei, tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus, și ce ai primit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Tu, fă lucrarea unui evanghelist și îndeplinește bine slujba. Este un mesaj personal. Ascultă-mă bine, în această seară s-ar putea să te uiți în jur și să vezi oameni care se lasă de sub de slujire. S-ar putea să vezi oameni în jurul tău care consacrarea nu mai este ceea ce trebuie să fie. Consacrarea a devenit o poveste îmbătrânită. Consacrarea a devenit subiectul, subiectul disponibilităților, consacrarea a devenit subiectul vacanțelor, consacrarea a devenit subiectul școlii, consacrarea a devenit subiectul la orice. Consacrarea este dovada vegherii. Și mă rog ca Domnul să ne dea veghere. Mă rog ca Domnul să ne dea veghere. Pentru că cel de-al treilea lucru înseamnă răsplătirea cuvenită a slujitorului. Răsplătirea cuvenită a slujitorului. Există o răsplătire pe care Dumnezeu o va da fiecăruia. Ferice de robi aceia pe care stăpânul va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia ca să le slujească. Principiul răsplătirii lui Dumnezeu este descris de profetul Obadia în versetul 15. Și ascultați-l bine. Cum ai făcut, Așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce a, unde? Asupra capului tău. Preaibitilor, stăpânul care a venit, a venit să răsplătească, ascultați bine, atitudini și acțiuni. Atitudini și acțiuni. Nu doar atitudini și nu doar acțiunea. A venit să răsplătească totul. Subiectul răz, răsplătirea este exprimat în două feluri. În binecuvântare, sau în pedeapsă. În aceste două domenii, în aceste două direcții se exprimă răsplătirea lui Dumnezeu. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră, spunea cuvântul Domnului, pe care o așteaptă ce? O mare răsplătire. O mare răsplătire. Spunând că este o răsplătire mare, în primul rând ne se spune că ne depășește capacitatea noastră de a o înțelege, de a înțelege dimensiunea. Cuvântul lui Dumnezeu, când vorbește despre răspătire mare, vorbește ceva care nu poate fi priceput de noi. Suntem limitați să înțelegem răspătirea lui Dumnezeu. Știți cum se poate progresa în lumea aceasta? Nu când calculez lucrurile de la tine către realizările lor, ci când le calculez de la realizări către tine. Moise să este un om care în toate posibilitățile, în toate împrejurările vieții lui ne spune cuvântul Domnului în cartea Evrei că el avea ochii pironiți înspre răsplătire. Ce l-a interesat pe Moise prima dată? Răsplătirile lui Dumnezeu. Când ochii lui au fost pironiți înspre răsplătire, n-a mai contat nici că a plecat, n-a mai contat nici că a fost insultat, n-a mai contat nici că a sacrificat, n-a mai contat nimic, n-a mai contat. Pentru că singurul lucru care era important era răsplătirea. Robul acesta știa că va veni stăpânul și știa că într-o bună zi se va sfârși vegherea lui și se va auzi strigătul la poartă, bătaia în poartă. Și știa că stăpânul său răsplătește. Noi ne-am creat imaginea unui Dumnezeu care o să vină, o să ne socotească și poate o să ne ierte. Ne-am creat o imagine a răsplătirii torsionată. Scriptura ne spune că Dumnezeu, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor și din gură. Există o contabilizare a lui Dumnezeu care trebuie să o înțelegi. Veghere prea iubiților. Înseamnă echipare, veghere înseamnă consacrare, veghere înseamnă răsplătire. Și aceasta este viața de credință. Vă invit să ne ridicăm în picioare în această seară și să încheiem părtășia noastră cu o rugăciune înaintea Domnului. Aș vrea să te uiți în viața ta și aș vrea în această seară să-ți înalți glasul către Dumnezeu. Va veni ziua în care va bate stăpânul la ușă. Dar, Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Evrei ne spune despre astăzi, astăzi. Înainte de rugăciune, aș dori să cântăm cântarea aceasta. Astăzi este ziua, cântărește bine, vezi cum stai cu Dumnezeu. Dacă ai uleiul, candela ți-e prină, verifică, dragul meu. Este un mesaj pe care Dumnezeu te cheamă astăzi. Probabil deja în mintea noastră funcționează programul zilei de mâine, probabil funcționează programul săptămânii viitoare, aș vrea încă să nu uiți, este astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, spune cuvântul Lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Așa să te întreb: împărtășie în aceste zile pe care a făcut-o Dumnezeu? A vorbit Dumnezeu în locul acesta? Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! Dacă astăzi auzi glasul lui, haideți să cântăm, și apoi când cântarea se sfârșește, vom merge într-o rugăciune să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să fim niște slujitori, vegheatori care să ne aducem lucrarea până la capăt, și apoi să ne putem bucura de răspătirea Domnului. Ne închinăm Domnului împreună!